În cadrul vizitei efectuate la hidrocentrala Porțile de Fier 1, ministrul energiei Virgil Popescu a venit cu precizări privind scumpirea energiei electrice de la 1 iulie. Practic, cei care nu vor alege o ofertă de pe piața liberă vor rămâne la furnizorul universal, ceea ce va fi mai scump. Majorarea resimțită în facturile oamenilor survine tot din cauza schimbării furnizorului, fiind neclarități în citirea contorului sau a consumului estimat. Toate ofertele pe serviciu universal au fost valabile și în serviciu concurențial de la 1 ianuarie până la 30 iunie. Vorbim de eventuale scumpiri după această dată. Toate ofertele care au fost date la sfârșitul anului trecut, în decembrie, au fost date pe 6 luni de zi. Deci prețurile din mai au fost și prețurile din ianuarie. Dacă a existat facturi mai mari la un anumit client, au existat fie din mutarea de la un client la altul și o problemă a citirii contoarelor și a unui estimat mai mare, ceea ce le-am sesizat și eu și mi-au sesizat și oamenii și asta trebuie reglat, pentru că nu poți să te muți de la un furnizor la altul și să mergi tot pe energie estimată. Când te-ai mutat, distribuitorul are obligația să-ți citească contoarul să fie exact ce ai consumat. E, nu s-a întâmplat acest lucru și au fost niște estimări mai mari și evident oamenii au primit niște facturi mai mari. După data de 1 iulie aștept și o să vedem exact ce se întâmplă. Clienții sunt rugați să aleagă oferta cea mai convenabilă de pe piața liberă, altfel vor rămâne la un furnizor universal care va avea servicii la un preț mai mare.